Florin, cum decurge pregătirea Naționalei României de mini-fotbal pentru campionatul european? Momentan suntem într-un stadiu bun al pregătirii. Băieții au venit la lot destul de demotivați pentru a face un rezultat bun anul acesta la campionatul european și cred că va fi și mai bine, vom sta mult mai bine în timpul jocurilor oficiale. Vorbește-ne puțin despre pregătire. Ce lucrezi tu cu ei zilele acestea și cum răspundi la antrenamente? Zilele acestea încerc să le creez o stare de tonus, ei venind în acest semicantonament abia ieri. Am avut un prim antrenament în care am încercat să-i scot din starea de oboseală specifică drumului până aici. Iar de astăzi am început să lucrez mai mult pe partea de tonus muscular și cam la asta se rezumă pregătirea din această perioadă. Cât de mult contează să aibă o pregătire adecvată înainte unui campionat european? Sunt antrenamente aici, o să fie și un meci amical de seară. Cât de mult contează să te duci pregătit la un european? Este foarte important ca ei să aibă o pregătire foarte bună dinainte realizată, în așa fel încât la acest campionat european eu să fiu nevoit doar să le mențin acea stare, de fapt să-i mențin în vârf de formă, pentru a nu fi puși în situația de a încărca, știu eu, din punct de vedere fizic și a ajunge cu o echipă obosită la acest campionat european. Tocmai din acest motiv îmi propun să mențin ceea ce jucătorii și băieții noștri au din punct de vedere fizic și să-i duc la potențialul maxim în momentul în care va fi nevoie de acest lucru. La campionatul european o să fie meciuri practic cam în fiecare zi. Cum e strategia acolo din punct de vedere al pregătirii? Tonusul cred că e cel mai important, nu să nu obosească. Din punct de vedere al pregătirii, este foarte importantă nutriția și mai ales ceea ce fac jucătorii noștri, mai ales în timpul liber, cum s-ar spune, în afara antrenamentelor. Tocmai de asta acordăm importanță tuturor factorilor pe care intervin în pregătirea echipei noastre și în performanțele pe care noi ne dorim să le obținem. Ok, mulțumesc. Cu mare drag. Cu mare drag. Cu mare drag.